Salutare tuturor, Maria Cristian Marin este numele meu, sunt instructor digital de fitness aerobic. Îți recomand acest video dacă vrei să te energizezi, vrei să ai un stil de viață sănătos și vrei să adaugi în viața ta un obicei nou. Pe perioada antrenamentului ai nevoie de două gantere sau două accesorii pe care tu le ai acasă și o saltea. Înainte de a începe antrenamentul, îți recomand să intri pe TikTok și pe LinkedIn pentru a urmări și alte informații legate de un stil de viață sănătos. Dacă ești pregătită, hai să facem încălziri. Picioare mai mult decât nivelul umerilor și vreau să duc călcâielul la fesieri. Ține, menține. Hai cu mine! Atenție mare, vreau să duc genunchii la piept. Super! Spatele să fie drept. Atenție, depărtează picioarele, du-te în squat. Du-te în squat. Bravo, bravo! Ridică genunchii la piept din squat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Și ultima. Alergare ușoară, fetele. Menține alergarea. Super. Zâmbim, ne simțim bine. Ambele brațe către tavan. Sus, inspiră și expiră. Hai, menține cu mine. Acum vreau să deschid și picioarele. Jumping jacks. Menține, super. 3, 2, atenție, genunchii la piept pe rând. Fără brațe, fără brațe, fără brațe. Super! 1, 2, 3, 4. Depărtez picioarele. Atenție, mă las în fandare lateral. Fandare lateral. Greutatea pe călcâie, genunchiul spre față, în spatele este drept. Rămâi pe piciorul drept și balansă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, schimbă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mă retrag în lateral stânga și mă duc la son. Du-te la son, împinge către față. 1, 2, 3, 4, atenție, genunchii pe rând la piept, fetele. Hai, go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și pe ultima, 1, 2, atenție, vreau să deschid pe rând picioarele, fetele, ține, 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 încă, 3, 2, 1 și deschid pe rând, deschide dreptul, stângul, dreptul, stângul, inspiră și expiră. Menține, bravo! Ține, ține! 3, 2, 1, atenție, vreau să mă ridic. Mă ridic de la son. Scutur brațele, scutur picioarele și vreau să începem antrenamentul pe care l-am pregătit pentru voi astăzi, ok? Ce am pentru tine? Ți-am arătat și la încălzire exercițiul de jumping jacks, avem o combinație la început, avem un felul următor, jumping jacks de două ori, kick față de două ori, ok? Două cu două. O să-ți dau mai multe calupuri de exerciții pe care le vom face timp de 45 de secunde. Alergăm, alergăm. Atenție, 3, 2, 1, go! 1, 2, arunc în față. 1, 2, arunc în față. Ține în față. 1, 2, 3, 4,
menține spatele drept. Încă. Ține. Una, două. Genunchii la jumping jacks, atenție mare de tot, se duc în exterior. Atenție. Încă una. Una, două. Mă duc în squat. Squat, apropii. Superb. Bravo. Menține spatele drept. Greutatea pe călcâie. Atenție, încă 3, 2 și rămâi în săritură coardă. Rămâi în săritură. Îți imaginezi o coardă și sari. Menține. Hai cu mine. 2, bravo. Hai. Și acum ce vreau de la tine este să combinăm aceste două exerciții. Sar de două odată în squat și revin în săritură coardă. Atenție mare. Ține. 3, 2, 1, go. Jos, scoardă. Jos, coardă. Coardă. Bravo. Hai cu mine. Ține. Super. 2 până jos. 2. Și ultima, alergare pe loc. Bun, perfect. Menține. Ce vreau acum să revenim este la primul calup de exerciții. Jumping jacks, kick în față. După care vom trece imediat la acest calup cu numărul 2. Ne pregătim? Menține. 3, 2, 1, jumping jacks. 1, 2, kick în față. 1, 2, lovesc în față. Menține. Avem 45 de secunde, atenție mare de tot. Una, două, trei, patru. Menține. Încă două fetele. Una, două, trei, patru. Una, sărim în, atenție mare, squat, revii, fără pauză. Una, două. Super. Și ce vreau să, și sunt tare curios, dacă în situația aceasta, de acum, poți să te detașezi de ideea că ne facem cardio acum și să te bucuri. Menține. Una, două. Hai. Două. Sărituri și un squat. Și ultima. Atenție, stop. Scuturăm picioarele. Merg în lateral. Atenție mare, merg în lateral. Uite-te la mine, te rog frumos. Mă duc la sol. Genunchii pe la piept. Am revenit de tot. Ce vreau acum este viteză. Viteză să păstrez un ritm. Ok? Mă pregătesc. Depărtează picioarele. 3, 2, am coborât la sol. 1, 2, am revenit rapid. 1, 2, revin. 1,
două. Am revenit. Una, două. Super. Du-te și revin. Punem focus pe abdomen. Una, două, sus, sus, hai. Și ultima, promit, și vreau acum să îmi promit că rămâi cu mine la sol. Rămâi la sol. Împingi către față. Împinge către față. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Atenție, depărtează picioarele. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Menține. Încordează, tensionează abdomenul. Bazinul mai jos. Focusul este pe cor. Trei, doi, unu. Atenție, stop și revino. Revino. Scutură picioarele. Scutură brațele. Bun. Primul calup pe care l-am făcut și l-am creat alături de tine a fost să mă duc pe brațe, genunchiul pe luna piept. Al doilea calup este să împing către față, depărtez picioarele. Acolo vom avea așa, una, două, trei, patru, depărtez picioarele de două ori, atenție mare. Hai să te văd. Mă pregătesc. Trei, doi, unu, gău la sol. Una, două, trei, patru. Am revenit sus, sus, sus. Mă duc la sol și revin rapid. Evită să pui genunchii pe sol. Variația poate să fie să pui genunchii pe sol pentru 2 secunde când te-ai pus la sol. Dar nu să rămâi foarte mult. Pui genunchii pe sol, ridici și imediat accelerezi. Una, două. Super. Una, două. Am revenit. Și ultima și rămâi la sol, te rog. Vreau așa de la tine, împing de 4 ori față. 1, 2, 3, 4, depărtează de 2 ore. Și revin către față. 3, 4. Aici variația poate să fie fără săritură în depărtată. 1, 2, și împing față. Săritură. 1, 2, 3, 4. Atenție, atenție, stop. Mă ridic și bravo. Bun. Vă spuneam la începutul antrenamentului că am nevoie de la tine să ai o pereche de gantere sau anumite accesorii pe care tu le ai acasă. Eu să am gantere, tu poți să ai ce accesorii vrei tu, da? Bun. Dar atenție mare de tot să nu iei două scaune, da? Pentru că nu prea poți. Este puțin inconfortabil, iei două gantere sau două sticle cu apă. Ok, ce vreau de la tine acum? Luăm gantrele și am în felul următor. Punem gantrele în zona umerilor. Vreau să ridic deasupra, am revenit și mă duc în squat. Ok? Ridic, revin. Mă duc în squat. Poți să pornești odată cu mine. Când vrei tu. Dar vezi că la un moment dat o să mă opresc și știi de ce? Pentru că obosesc eu. Sus, revin și bravo, bravo, bravo. Una, două, cobor. Una, două, am coborât. Atenție. Super. Încă, încă. Atenție, stop. Bun. Mergem mai departe. Acesta este primul calup, ok? O să le facem tot așa fără pauză. Dar prima dată le facem cu pauză ca să poți să-i vedeți despre ce e vorba. Bun. Vreau așa de la tine. Mă las în față.
ridic la nivelul umerilor, mă las în îndreptare, aceasta este îndreptarea și mă duc către față. Hai cu mine, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, spatele drept, genunchii ușor înduiți, privirea să fie către față și spatele să fie drept. Încă o dată, te rog. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, atenție, stop. Bun, perfect, perfect, perfect. Mi-a plăcut. Acum ce vreau este să repetăm primul combo cu al doilea fără pauză. Da? Facem 16 repetări din primul, 16 din al doilea fără pauză. Atenție, 3, 2, ridic. 1, 2, puțin mai repede, 3 și suntem la jumătatea drumului, 2, super, ultima și mai avem încă 8 repetări din momentul acesta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Încă. Hai cu mine. Atenție, fără pauză, lasă gantele și mă las față și ridic omenii. 1, 2. Spatele drept. Evită să te lași pe spate când ridici gantele la umeri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haide, super. Menține. Menține, bagă bărbia în piept, te rog, când te lași în îndreptare. Bravo! 1, 2, 3, 4. Mai avem încă 3 din momentul acesta. 1, 2. Menținem un ritm cu mine, te rog. Și ultima. Atenție! Stop! Bun, 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 bun. Vreau să merg mai departe. Aici ai două alegeri de făcut. Fie folosești doar o singură gantere, pentru că lucrăm la triceps, dar fie lucrezi cu ambele gantere. Depinde de situație. Vreau așa pe la tine. Pui piciorul drept în spate, cât mai în spate, da? Ridici gantele deasupra, îl lași în spate, le duci deasupra și te lași în fandare. Hai cu mine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mă ridic. Super! Menține, menține! Ei, 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 bravo! 1, 2, 3, sus! 1, 2, 3, sus! 1, 2, 3, perfect! 1, 2, 3, sus! 1, 2 și ultima, 1, 2, relaxează, bravo! Ce bine a fost asta! Bun, mergem mai departe, pe celălalt picior nu lucrăm acum. Ba nu, hai să lucrăm, că după aceea o să facem fără pauză, greșesc, că am greșit eu. Bun, ducem piciorul stâng în spate, ridicăm deasupra și vreau așa, 1, 2, mă las, revin. Hai puțin mai repede. Alternativa la acest exercițiu este să lucrezi cu o singură gantera. Perfect. Hai cu mine. Go, go, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Super. Menține spatele drept. Dacă simți că te doar brațele, găsește tu soluția
să lucrez cu un singur accesoriu. Una, două, trei, patru. Încă mai avem, da? Ține, menține. Încă două. Super. Una. Și mă relaxez. Bravo, bravo. Bun, vreau să las gantele undeva în lateral stânga sau lateral dreapta, undeva unde sunt împiedici, te rog eu de tot. Am pățit la una dintre clasele pe care le-am, vrem să exprim, am lungă cameră și am pus gantele în spate. Și în momentul în care am venit în spate, m-am împiedicat și era să sparg acest geam care nu dă bine pe cameră în momentul în care se vede spart. Ok, bun, combinăm acest exercițiu cu un exercițiu de cardio, ok? Și avem un felul următor. Mă duc la sol, am sărit în lateral dreapta, am sărit în lateral stânga, ok? Hai cu mine. 3, 2, 1, and go. Sari, sari, haide, spatele drept. Greutate pe călcâie. Deci lasă-te, gândește-te că ai un scaun în spate, nu te lăsa cu capul spre călcâie, că nu te aștept de la, da? Deci, lasă-te odată cu exercițiul, cu genunchii, da? Menține, menține, bravo! Ține, ține! Hai! Atenție! Atenție, stop, 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 stop! Scuturăm picioarele! Dragă, ai un piept puternic, iau gantările rapid! Și am nevoie de la tine să facem această tură fără pauză. O să vezi imediat despre ce e vorba. Ridic gantările deasupra, o să fac pe fiecare picior în spate. Una, două am făcut, după care schimb piciorul. Ok? Am terminat, am lăsat gantările și am sărit direct. Atenție mare! Te pun și te încerc și te provoc, pentru că e sfârșit de săptămână. Hai să te văd. Ridică gantările deasupra. 3, 2, 1, spate, 1, 2, genunchiul coborât, nu te grăbi, cobor, pun piciorul după care lasă brațele și ai coborât, pune, încercăm să nu ne grăbim, 1, 2, 3, te retras. Haide cu mine. Mă las și bravo. Sus. Asta e. Am ratat-o pe asta. Și ultima pe piciorul stâng. Atenție, lasă gantările și ai sărit în lateral dreapta, lateral stânga, fără pauză. Hai, fără pauză, fără pauză. Alternativa aici este să eviți să sari, da? Faci fără săritura. Hai, menține, menține. Atenție, stop. Scutură picioarele, scutură picioarele. Mergem mai departe acum. Lungantele. Luăm gantările și lucrăm un pic partea de upper body. Ce vom face mai exact? Ridicăm biceps curl, se numește acesta. Ok? Și, deci am una, două, m-am lăsat la sol, în squat. Atenție, da? 3, 2, 1, go! Una, două, trei, patru. Una, două. 3, menține ritmul. Ei, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ei, super. Spatele drept când te lași. Menține ritmul. 1, 2, 3, 4.
Ne ținem. Încă puțin. Atenție. Stop, stop, stop. Mergem mai departe. Mă las către față. Duc umerii către spate. Coatele în spate. Hai cu mine. 3. Asta e. 4. Super. 1. 2. 3. 4. Menține. Hai cu mine. Ei, bravo. 1. 2. 3. 4. Lasă-te puțin mai pe față. Coatele cât mai aproape de tine. Menține, menține. Încă 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, stop. Super. Atenție mare ce vreau acum de la tine, vreau să le repetăm pe amândouă. La fel, fără pauză, încearcă să păstrezi un ritm cu mine. Poate nu 100%, dar cât intră acolo, autodepășește câteva așa foarte mult. Atenție mare, ridic gantele la omeri și mă las în squat. 3, 2, 1 și am plecat. 1, 2, m-am lăsat. 1, 2, m-am lăsat. 1, 2, m-am lăsat. M-am lăsat. Menține, menține. Mă las și revin. Super, hai cu mine. 1, 2, 3, 4. Greutate pe călcâie, te rog. 1, 2, 3, 4. 1, 2, atenție, mă las către față, coatele spre tavan. Spre tavan, cât mai apropiat. Bagă bărbia, privirea să fie în față, nu duce privirea spre tavan. Aproape bărbia să fie băgată în piept, dar nu o bagi în piept, pentru că va fi coloana strâmbă. Lasă puțin mai pe față, privește către față. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Încă 4. 2. Atenție, stop. Scuturăm brațele, scuturăm picioarele. Ne lăsăm la sol. Gantera, te rog. Ia gantera. Te lași foarte slow la sol pe 4 timp și te ridici rapid pe 1. Atenție mare. 1, 2, 3, 4. Mă ridic rapid. Punem presiune pe abdomen la ridicare. Sus. 1, 2, 3, 4. Sus. 1, 2, 3, 4. M-am ridicat. Cât de rapid poți tu să te ridici, cu atât mai bine pentru abdomenul tău. Să lucreze corect, să lucreze eficient, să se simtă bine. Și în ultimul rând, tu, după finalizarea acestui antrenament, să zici, bă, ce bine îmi pare că am fost prezent. Atenție, rămâi la jumate, întinde picioarele și balansează-le. Alternativa aici este să pui brațele pe sol. Aceasta este alternativa. Mișcarea recomandată este aici. Menține, menține. Super. Hai cu mine, go, go, go. 3, 2, 1, stop, stop, stop. Bravo, bravo. Ce îmi place când mă opresc fix pe ce trebuie. Aducem genunchii la piept. Gantera este către spate. Da? Duc picioarele în față și aduci ambii genunchi la piept. Alternativa este să pui ambele brațe pe sol. Atenție mare la alternativa. Da? Ne-am dat drumul, ok? Menține, menține. 1, 2, 3, 4. Hai cu mine. Încă. Hai, dă-i. Acum mai insistă, când simți că nu mai merge, acum tragi și mai mult. Ei.
Încă 4, 4, 3, 2, ultima, stop. Bravo, bravo, bravo. Abdomenul începe să țipe, ceea ce este perfect. Mai avem un exercițiu pe spate, după care vom schimba poziția. Ce vreau de la tine acum este să avem spatele pe somn, piciorul drept îl ridic, îl las la somn, îl ridic pe celălalt, îl las la somn, da? Și vreau să schimb, când dreptul, când stângul, alternativ. Dacă vrei să simți că lucrezi magnificent, ridici omoplatul de la somn, tensionezi zona de abdomen și o să simți un alt fel de antrenament. Menține. O să simți și quadricepsul că lucrează, da, mușchiul de deasupra genunchiului, dar e bine. Hai, hai, bravo. Punem picioarele pe sol și vreau să mă ridic așa. O dată către dreptul, o dată către stângul. Brațul și piciorul opus rău de la tine. Menține, menține. Sus, cât mai sus. Atenție, stop. Bun. Bravo. Îmi place, îmi place. Ce vreau acum să te provoc pe tine este să facem tot ce am făcut până acum pe zona de abdomen, dar fără pauză. De aceea te invit să ții gantera sau să lucrezi fără, depinde cum dorești tu, și să o luăm de la capăt fără pauză. Vreau să pornesc totuși din de sus, așa că ridică-te de la sol. Întind în față, mă pregătesc. Atenție! 3, 2, 1, cobor. 1, 2, 3, 4, mă ridic rapid. Cât mai sus, cu atât mai bine, cu cât mai bine pe tine, pentru tine, poate mai eficient, să ne vedem și la alte antrenamente. Cât mai sus, cu atât mai bine, te poți ridica și până la jumătate. Atât timp cât se tensionează zona de abdomen, este perfect, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Cât mai sus, cât mai sus. Atenție, ce vreau de la tine, du gantera către spate, aduci genunchii la piept și duci în față. Fără pauză, aduți aminte, fără pauză. Fără pauză. Menține, menține. Vreau să te invit să ții gantera, să pui gantera lângă tine, ridici piciorul și schimba, schimba, schimba. Menține. Poți chiar să te ridici dacă vrei să lucrezi și mai eficient. Hai, evită să te oprești, evită să te uiți la mine. Fă alături de mine, fii cu mine. Mă las la sol, pun picioarele pe sol și mă duc cu brațul drept la piciorul stâng, brațul stâng la piciorul drept. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Atenție mare de tot, când pui piciorul pe sol, pune-l pe vârf. Evită să-l pui pe gălgâie. Una, două, atenție, mă opresc. Bravo! Vreau acum să te invit să te ridici, să te așezi în genunchi, stau în poziție de patrupedie și vreau să lucrez zona de fesieri, ok? Duc piciorul drept în spate, duc piciorul drept în spate și vreau să fac circulețe. Hai, menține cu mine.
Menține, menține, menține. Atenție, călcâiul către fesier. Tu rămâi cu piciorul întins. Vii rapid. Overlap. Menține, menține. Una, două, trei, patru. Una, două. Rămâi cu călcâiul la fesier și vreau să-mi ating solul și mă duc spre tavan. Mi ating solul, mă duc spre tavan. Vino lent și du-te rapid. Sus. Sus. Menține, menține. Încă 4, încă 3, încă 2 și ultima, stop. Bun. Vreau același lucru, atenție mare, să fac cu celălalt picior. Este foarte important să facem cu celălalt picior. Mă pregătesc. Circulețe. 3, 2, 1, circulețe. Hai. Hai. Go, 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 go. Dă-i, dă-i, bice. Menține. Încă, încă, dă-i, dă-i, dă-i. Spatele este drept, privirea este către față. Și vreau să simți cum fesierul îți lucrează. Dacă nu îți lucrează fesierul, atenție mare de tot, înseamnă că piciorul este cât mai aproape, este foarte aproape de sol. Atenție, călcâiul la fesier și duc în față. Călcâiul la fesier, duc în față. Îți recomand să asculți foarte mult ce spun și să te concentrezi mai mult pe a face tu exercițiile și mai puțin pe a te uita la mine. Am întâlnit persoane care îmi scriau și îmi spuneau că se uită prea mult la mine și nu se concentrează să lucreze corect. De aceea îți recomand cu mare încredere să faci același lucru. Să faci mai mult, să te concentrezi mai mult la tine, pentru că cu siguranță se va întâmpla un fenomen. Încet vei simți tot ceea ce spun. Atenție, du genunchiul și sus. Du genunchiul la sol, atinge solul. Nu te sprijini de el și sus. Sus și revii ușor. Bravo! Cât mai sus, cu atât mai bine. Hai cu mine and go, go, go! Menține, menține. Atenție! Stop! Bravo, bravo! Super! Vreau acum să te invit la un lucru. Vreau să te ridici de la sol și vreau să trecem la ultima parte a acestui antrenament și anume partea de stretching. Ok? Hai să vedem. Prindem piciorul drept la spate. Prinde piciorul drept la spate. Poți să îndoi ușor genunchiul stâng. Piciorul stâng, scuze. Du piciorul drept în față și pune-l în lateral, deasupra genunchiului stâng. Atenție, schimbă piciorul. Vreau stângul acum în spate. Du-l în față și prinde-l în lateral. Menține. Relaxăm. Mă duc la sol. Mă duc la sol, da? Piciorul meu stâng vreau să fie în față. Piciorul drept vreau să fie în spate. Acum vreau, cu ajutorul brațului drept, vreau să prind
piciorul, degetul de la piciorul drept, exact. Dacă, de exemplu, nu ți iese privirea să fie în față, o să te duci să împingi piciorul stâng mai în față și să îmi atingi gamba. Acum dă drumul la piciorul și urăl. Vreau să duci ambele brațe în lateral stânga. Ambele brațe în lateral stânga. Menține, menține. Uită-te la braț. Atenție, revin. Punem piciorul drept în față de această dată și prind piciorul stâng. Vreau să fie privirea către față. Împinge mai în față ca să simți vadricepsul piciorului stâng. Atenție, dăm drumul la picior ușor și vreau acum să duci ambele brațe în lateral. Lateral drept, atenție. Super. Bun, revenim ușurel. Vreau să mă ridic acum. Scutură brațele, scutură picioarele. Felicitări pentru acest antrenament. Felicitări că ai reușit să te autodepășești, că ai reușit să te automotivezi, că ai reușit să fii inspirată de către mine în acest antrenament. Vreau să îți recomand să ne vedem și în antrenamentul următor pe acest canal de YouTube. Dar până atunci rămâi motivată, rămâi inspirată și rămâi dornică de a menține un stil de viață sănătos. Marian Cristian Marin este numele meu și ne vedem în antrenamentul următor.